împotriva foamei pe platforma chimică din Râmnicu-Vâlcea, la uzinele Sodice Govora. Doi muncitori și liderul de sindicat, Adrian Mugioiu, au recurs la acest gest extrem în această dimineață. Principala nemulțumire a protestatarilor este de natură salarială. Printre altele, sindicaliștii sunt deranjați de faptul că în luna decembrie 2016 au cerut majorarea valorii tichetului de masă de la 9,50 lei la 15 lei, iar patronatul nu a răspuns nici până acum solicitării. Greviștii s-au postat în fața companiei controlată de grupul polonez Czech Chemical Group, având asupra lor pancarte prin care anunță intrarea în greva foamei. Este o formă extremă de protest. Nu credeam că mai ajungem aici după 4 ani de zile, de când a venit la conducerea societății domnul director general Urbanovski. Vreau să spun că în toată perioada asta numărul de salariați a scăzut, în toată perioada asta volumul de muncă a crescut considerabil, peste 35% numărul salariaților a plecat acasă, ne-au fost tăiate cam toate drepturile câștigate de-a lungul timpului, bineînțeles cu acordul nostru, însă ne-am gândit că atunci când societatea va fi pe profit, ne vom bucura și noi și salariați societății noastre de anumite loializări, fidelizări. De ce suntem aici strict? Pentru faptul că am cerut creșterea tichetului de masă la ora 9.57, la ora 15 lei. De 3 luni de zile suntem în negociere, n-am obținut absolut nimic, decât condiționat să renunțăm la alte drepturi, atât colective cât și individuale, pentru a ne putea crește valoarea tichetului de masă și nu am fost de acord. Vă dau un exemplu. Acum 3-4 ani de zile aveam media concediu de odihnă de 31 de zile, acum avem 25 de zile, în timp ce condițiile de muncă sunt la care sunt. Vă spun că societatea noastră, Cexoda România, înregistrează profit și nu de ieri de astăzi și vă spun că suntem un brand. Suntem singurul producător de sodă din România și asta arată respectul angajatorului față salariatului sodist care muncește în condițiile în care muncește. Noi avem un acord semnat cu dumnealor în luna august, anul trecut, și până în luna august, anul acesta, pentru semnarea noului contract. Și noi respectăm în totalitate. Conducerea uzinelor Sodice Govora a emis un comunicat prin care a explicat de ce nu a reușit să răspundă la nemulțumirile sindicaliștilor. Potrivit USG, solicitarea sindicatului vine în contextul în care, în acest moment, există un acord de prelungire a negocierilor până la data de 7 noiembrie 2017, semnat în cursul anului trecut. Motivele acestei prelungiri au fost incertitudinea din mediul economic și creșterea competiției din piață. Un bărbat din Vâlcea a fost salvat de 3 ori de la moarte în mai puțin de 2 săptămâni. Vâlceanul a încercat pe rând să se înnece în râul Olt, să se spânzure în WC-ul din curtea postului de poliție din comuna Berislăvești și să se autoincendieze pe un câmp de la marginea comunei. Salvatorii bărbatului au fost de fiecare dată polițiștii, iar unul dintre cei care au intervenit este Florin Busuioc, ajutorul șefului de post din comuna Berislăvești, un tânăr polițist ieșit de pe băncile școlii în 2013. După ultima încercare a vâlceanului de a se sinucide, polițistul a suferit arsuri serioase în zona capului. De fapt, s-a și aruncat în râul Olt. A fost scos de către lucrătorii de poliție care erau de serviciu în acea zi. A doua oară a încercat să se spânzure, a fost găsit de către șeful postului de poliție Berislăvești și pur și simplu a fost dat jos din ștreang. În toaleta aferentă postului de poliție, fiind adus acolo de către lucrătorii postului de poliție, deoarece tatăl său îi depusese o plângere pentru amenințare. Iar a treia oară, acum câteva zile, și-a dat de fapt foc, după ce a plecat de la postul de poliție Berislăvești, băut fiind. Eu l-am lăsat până să se întâmple la magazin cu alea. Uh-huh. În acea zi? Da. Și era bine? Era bine și de la masă. Nu părea supărat sau? Nu. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu el. Și apoi ați auzit? Da, am auzit că și-a dat foc. Salvat în ultimul moment de la spânzurare, vâlceanul nu a renunțat la ideea de a se sinucide. În urma unor dispute cu tatăl său, bărbatul s-a autoincendiat. Momentul în care acesta se îndrepta hotărât spre un câmp, cu sticla de gaz în mână, a fost surprins de o cameră de supraveghere a primăriei. Da, ele, că lucrurile după mers. Da. Dar are ceva mâna stângă. Sticla cu benzină. Stic. Încă, o hotărâre din 34. Are și ochelari la voi? Da. Bravo, nu, la mână are pansat. Da. Are pansat la mână. O avea, cred că, nu știu.
Întâmplarea face ca cel care l-a salvat din nou pe sinucigaș să fie tot agentul de poliție Florin Busuioc. Martorii povestesc că polițistul și-a pus propria viață în pericol pentru a-l salva pe bărbat. Am văzut flacără, dar n-am văzut când și-a pus benzină. El era cuprins de flăcări. Da, era flacăra, cred că mai înaltă ca el. Și după aia am văzut că e poliția când a ajuns cu el acolo la poartă. Și polițistul ce a făcut, doamnă? S-a aruncat să stingă flăcările? S-a aruncat pe el? Da, da, da. L-a ajutat, dar ce era să-i facă? Lucrătorul de poliție a plecat după el, l-a găsit în momentul în care se stropea și practic și-a dat foc cu o brichetă. A sărit pe el, l-a pus jos, a reușit să-l stingă, chiar arzându-se și lucrătorul de poliție. Eu vreau să spun că a fost un gest frumos din partea dânsului, mai ales că am înțeles, nu l-am văzut, n-am vorbit cu dânsul, dar i-a luat foc și tricou și s-a ars și până la mâine, adică e a doua oră când l-a salvat de la moarte. Pentru curajul de care a dat dovadă, polițistul Florin Busuioc va fi felicitat de conducerea IPJ Vâlcea într-un cadru festiv. Bărbatul salvat de acesta se află acum la Spitalul de Arș din București. Vâlceanul a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 60% din suprafața corpului. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ovidiu Aurelian Flori, a fost prezent astăzi în județul Vâlcea pentru a afla de la autoritățile locale și județene problemele legate de infrastructură. Prima oprire a fost făcută în comuna Budești, la Faurecia, unde se impune crearea unui sens giratoriu pentru fluidizarea circulației în zonă. Apoi a avut loc o întâlnire tehnică la Consiliul Județean Vâlcea, la care au fost prezenți mai mulți primari. Discuțiile au vizat și construcția autostrăzii Pitești-Sibiu și celebrul drum național de pământ DN7D. Astăzi este o zi importantă pentru noi, pentru județul Vâlcea. Am început ziua la Faurecia, la acest important investitor pentru județul nostru și continuăm ziua în municipiul Râmnicu-Vâlcea împreună cu domnul ministru Ovidiu Flori, ministru secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Avem o agendă încărcată și vreau să le mulțumesc celor care îl însoțesc pe domnul ministru. Am discutat la Faurecia despre crearea unui sens giratoriu la ieșirea din schimb, pentru că se produce o aglomerație extrem de mare și chiar pericol pentru siguranța celor care sunt în trafic. Vom merge, discutăm astăzi aici la Consiliul Județean despre câteva probleme pe care le întâmpinăm în municipiul Râmnicu-Vâlcea, în orașul Băile Govora și pe drumul național care tranzitează comuna Bujoareni. De asemenea, tot astăzi, urmarea discuțiilor pe care le-am avut cu domnul ministru secretar de stat, ne vom deplasa pe DN7D, celebrul drum național de pământ din județul Vâlcea. Sunt câteva zone în care sunt probleme deosebite și sper și îmi doresc foarte tare ca Ministerul Transportului, Ministerul să intervină în condițiile bugetare pe care le are la dispoziție. Cam asta despre ceea ce facem astăzi în județul Vâlcea. Încă o dată îi mulțumesc domnului ministru secretar de stat pentru prezență și dacă doriți două vorbe. Mulțumesc pentru invitație, domnul președinte. Suntem într-o delegație, le mulțumesc colegilor că sunt alături de noi. Mulțumim pentru invitație. Suntem o întâlnire tehnică, spunem, să vedem exact despre ce este vorba, să vedem exact unde ne putem încadra și ce putem rezolva doleanțele județului Vâlcea. Foarte important, trebuie să știți că vizita domnului ministru secretar de stat precede, este pregătitoare, care să spun așa, pentru vizita domnului ministru Cuc, cel care va veni și vom discuta inclusiv despre autostrada Pitești-Sibiu. Suntem într-o procedură de corespondență, de schimb de documente, astfel încât lucrurile să fie impulsionate și mă interesează și mă ocup personal, atât eu cât și ceilalți președinți de Consiliul Județean, cum ar fi cel de la Argeș, dar și Sibiul, astfel încât această investiție să beneficieze de sprijinul total al autorităților din punct de vedere al întocmirii documentațiilor, emiterii de acorduri sau de alte autorizații. Ovidiu Aurelian Flori este secretar de stat în Ministerul Transporturilor de la jumătatea lunii ianuarie 2017, fiind numit în funcție de către premierul Sorin Grindeanu.
guvernul va finanța în anul 2017 proiecte și programe pentru protecția mediului în valoare de aproximativ 1 miliard de lei, constând în alocări bugetare și credite de angajament. Executivul a aprobat în ședința de miercuri bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Conform actului normativ, în buget s-au estimat atât venituri totale, cât și cheltuieli, în sumă de 562,51 milioane de lei. Este un act normativ extrem de important care stă la baza lansării măsurilor vis-a-vis de protecția mediului, așa cum le-am gândit în acest an și cum le avem în programul de guvernare. Vreau să vă spun că vom avea numai puțin de 11 măsuri, parte dintre ele sunt deja în dezbatere publică, o altă parte vor fi puse în zilele următoare pe site-ul instituției. Ele vor fi finanțate, așa cum spuneam, din bugetul Fondului de Mediu în mare parte, estimăm venituri de aproximativ 562 de milioane de lei. O altă parte vor fi finanțate din banii pe care avem în Ministerul de Finanțe din vânzarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon. Deci 11 măsuri pentru anul 2017, un total de 840 de milioane de lei pe care le vom pune la dispoziția potențialilor beneficiari. Mulțumesc. Rabla, Rabla Plus, măsurile pe care deja le cunoașteți și alte măsuri noi pe care le gândim cu, spun eu, cu beneficii mult mai mari față de trecut. V-aș da doar un exemplu la Rabla Plus, acolo unde vrem să achiziționăm și punem la dispoziție fonduri pentru numai puțin de 1000 de mașini electrice. Suma prima pentru acest an va fi dublată la aproximativ 10.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Printre măsurile care urmează să fie finanțate din Fondul pentru Mediu se mai numără programul de protecție a resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare, stații epurare, programul pentru împădurirea terenurilor degradate, reconstrucție ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor și programul privind gestionarea deșeurilor. De asemenea, din Fondul pentru Mediu va fi finanțat programul Casa Verde, privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice. Chinezii nu renunță. O delegație din Republica Populară Chineză, formată din 18 persoane din zona privată, va fi prezentă vineri 24 martie în stațiunea Băile Govora. Chinezii sunt interesați să facă investiții în zona medicală, să construiască o clinică pentru tratarea căilor respiratorii, îmbinată cu acupunctură chinezească, susține primarul orașului Băile Govora, Mihai Mateescu. Întreaga investiție ar urma să fie realizată pe o suprafață de 20 de hectare, teren pe care administrația locală îl va concesiona chinezilor. S-au spus multe lucruri legate de potențiala investiție sau neînceperea unor lucrări de mare amvergură legate de investitorii chinezi. Vă anunț că mâine vine un grup de 18 de persoane private din zona Republicii Populare Chineze. Vor fi cazați la noi la Băile Govora, vor vedea zona pe care investițională și nu numai pe care o doresc ei să se investească. Și nu numai atât, că le arătăm și alte ținte legate de stațiunea Băile Govora. Ei vin să vadă, să cunoască și în același timp, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru aceste lucruri încă neconcretizate și nefinalizate, da, vor să fie și ambasadorii cei mai curați legat de Republica Populară Chineză, unde există două orașe cele mai poluate din lume, Beijing și Shanghai. Și cu siguranță va face o mare, mare popularizare a zonei unice în Europa în tratarea căilor respiratorii. Dar nu o să încetăm sub nicio formă să le arătăm ceea ce dorim să facem pe zona medicală și mărturisesc că mâine, după ce voi avea o întâlnire și la primărie, cu siguranță le voi spune și alte ținte, numai ca și variantă, pentru că ne vom adresa și altor țări care doresc să investească în Băile Govora. Și cam în ce s-ar putea investi în Băile Govora? Adică vin chinezii, ce să fac acolo? Intenția lor este pe zona medicală și da, să construiască o clinică medicală cu tratamentul pentru căile respiratorii, îmbinat cu acupunctura chinezească. Și noi am făcut primii pași în sensul de a cere și inspectoratului și ministrului învățământului o nișă pentru ca pe post liceala noastră din Băile Govora, de la Liceul Tehnologic Băile Govora, să se predea de către medici chinezi acupunctura. Sunt pași înceți, lenți, adevărat, nu ne aparține nouă vina,
ci unui întreg sistem, dar nu este problema noastră. Ce pune la dispoziție autoritatea locală pentru ca oamenii să vină să investească? Noi punem o zonă de mari dimensiuni, în jur de 20 de hectare, pe o zonă semi-virgină, dacă vreți, pentru că acum nu o să înceapă și alte lucrări de editare în zonă. Uh-huh. Și în același timp și anumite clădiri care țin de resortul administrației publice locale. Îndrăznesc să fac și o afirmație că să-i pun în legătură și cu operatorii de turism din zonă, dacă aceștia cu siguranță vor găsi o posibilitate să facă un transfer, să zic așa, între ei și cei care au în proprietate anumite vile din orașul Băile Govora. În cazul în care chinezii vor face investiții în Băile Govora, comunitatea locală va avea numai de câștigat, susține edilul localității. Și să câștigăm noi din această mare investiție, pentru că este o zonă de un, dacă vreți, cel puțin triplu câștig. Pe de altă parte, pe de o parte în sensul că vom primi redevență, taxe pe clădire și impozit, în același timp, cu siguranță vor fi create locuri de muncă și nu în ultimul rând, toate impozitele pe salarii care vor veni și vor aduce un plus bugetului local. Stațiunea vâlceană Băile Govora este cunoscută la nivel național și internațional pentru tratarea bolilor respiratorii. Pădurea trebuie ocrotită și întreținută, avertizează silvicultorii vâlceni, care săptămâna aceasta au dat startul campaniei Luna Plantării Arborilor. Chemați în ajutor au fost elevii de la o școală din stațiunea Călimănești, care au plantat cot la cot cu pădurarii într-un șantier de împăduriri de la ei din localitate. Direcția silvică și-a propus ca în această lună dedicată plantării arborilor să reîmpădurească aproximativ 130 de hectare de pădure în tot județul. Este o perioadă de muncă pentru silvicultori, care trebuie să replice puieții din pepiniere, care apoi vor fi plantați, dar și să strângă deșeurile din fondul forestier pe care îl administrează. Ne aflăm într-un loc pe care noi îl avem identificat la Ocolul Silvic Călimănești, în UP1 Muereasca, parcela 138F. Pe această suprafață a fost un arboret care a atins vârsta de 160 de ani, în care specia principală era gorunul, care era limita fiziologică a existenței sale și o să vă arătăm arborii cum arătau și practic nu mai aveau putere să continue viața. Într-o asemenea ipoteză, soluția silviculturală este tăierea arboretului matern, acelui bătrân, și înlocuirea lui pe care naturală sau pe care artificială cu o nouă generație. Acțiunile silvicultorilor sunt și în acest an concentrate pe tineri, elevi de la mai multe școli fiind invitați ca în această lună să le dea o mână de ajutor pentru a reîmpăduri zonele forestiere. Primii voluntari ai campaniei de reîmpădurire din acest an au fost elevii de la școala gimnazială Ștefan Vodă Cantacuzino din Călimănești. Eu zic că e bine să știi să plantezi și poate o fată poate ajunge să aibă meseria aceasta. An de an, în fiecare campanie de împădurire, am obișnuit să contactăm școlile și, în general, școala Călimănești a răspuns favorabil. După plantare, se va organiza întreținerea plantațiilor. Sunt lucrări specifice care se fac de-a lungul anilor și pădurea va fi creată în aproximativ 4-5 ani când se va da în producție. Direcția Silvică Vâlcea administrează în prezent circa 95.000 de hectare de pădure publică, ceea ce reprezintă aproximativ 36% din ceea ce avea la începutul anilor 90. Anual din această suprafață sunt reîmpădurite circa 120-130 de hectare în tot județul. Arborii plantați provin de la pepiniere proprii ale Direcției Silvice Vâlcea. În România, o țară cu consumatori săraci, dornici mai degrabă să cumpere produse proaste, dar ieftine, dezvoltarea unor afaceri cu produse alimentare neobișnuite în meniul tradițional poate părea o nebunie. Nu și pentru familia primarului din comuna vâlceană Peșceana, care vrea să demonstreze contrariul, iar reușita ei s-a numit
fermă de prepelițe. Pentru primarul Ion Vasile, creșterea animalelor exotice este o pasiune mai veche. De vreo 20 de ani, în ograda sa s-au văzut tot felul de animale mai puțin întâlnite în România, de la găini moțate sau cu pinteni până la porci vietnamezi și chiar struți. De câțiva ani însă, primarul a ales să se axeze pe creșterea prepelițelor, o pasăre care s-a adaptat mult mai bine condițiilor climatice din zonă. Pe undeva e mai ușor, dar la struți problema a fost că nu se incubau, e umiditatea prea mică, trebuia să fie de 27%, nu puteam să asigurăm umiditatea. La noi am venit niște specialiști și i-am întrebat de ce nu eclozează atâtea. Puneam câte 100 de ouă și poate scoteam 2, 5, 10 pui. Și spuneau că la noi umiditatea mare în zonă. Erau, când au venit, erau și 90% umiditate în atmosferă. Și face, asta ar fi cauza. Ei sunt mai bun la șes, mai la câmpie, să crească. Trecerea de la creșterea struților la creșterea prepelițelor a însemnat o investiție de câteva zeci de mii de euro. Avantajele creșterii prepelițelor, comparativ cu alte păsări, sunt multe. Cresc foarte rapid, consumă puțină hrană și dau o cantitate mare și continuă de ouă, iar carnea și ouăle au un conținut scăzut de grăsimi și colesterol. Ideea dezvoltării unei astfel de afaceri a aparținut fiicei primarului, cea care se ocupă acum de gestionarea fermei. Nu sunt chiar așa pretențioase cum să fie prea pretențioase rău sau nu știu ce. Boli, deocamdată n-am avut deloc la ele probleme cu boli sau cu astea, n-am avut probleme. Am avut pe fiecare zi. Trece seara și le luăm seara. Nu, dimineața, întotdeauna. E muncă, să știți că seara mă ocup și de ele, în special cu curățenia, trebuie să aibă curățenie. Apa trebuie să le asiguri proaspătă și am luat adăpături automate. Prima dată am avut probleme cu puietul, că am pus la sol și foarte mult au murit din cauza apei. Puneam apă și să udau și nu le asiguram temperatura de 35 de grade. Acum, cum ați văzut sus acolo, am cumpărat niște maternități pe care îi ținem cam 2-3 săptămâni în ele și după aceea îi mutăm în cuștile de jos. Există desfacere pentru ouă, pentru carnea de prepeliță? Da, fata a găsit la firma de la Vâlcea, de la Băbeni, care colectează ouă și la supermarketuri. Cât ar fi profitul la pe lună, pe an? Cam cum se calculează? E, bine, ar fi de la 1000 de prepelițe în sus. Acolo o să-ți rămână 2-3000 de lei. Lunar? Lunar, da. Afacerea este una profitabilă, dar la un efectiv de peste 1000 de păsări. Un fermier care crește prepelițe poate să câștige lunar până la 3000 de lei. Asta în condițiile în care carnea de prepeliță ajunge să se vândă în supermarketuri cu 50 de lei kilogramul, în timp ce prețul unei caserole cu 24 de ouă variază între 8 și 12 lei. Alarma la dezastre a sunat astăzi în parcul de rezervoare cu propan din comuna Ionești. Din fericire, a fost doar o simulare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență din județul Vâlcea, care a dorit să testeze astfel planul de urgență externă în cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Conform scenariului, la ora 11 s-a produs o explozie urmată de un incendiu la un rezervor cu propan. Unda de șoc a produs efecte asupra salariaților și bunurilor materiale de la balastieră, microhidrocentrala Ionești, cu anexele aferente și populație. În urma înștiințării primite de la șeful de tură al operatorului afectat, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a introdus semnalul alarmă la dezastre. Autoritățile locale au pus în aplicare planul de evacuare în situații de urgență, pompierii organizând apoi un punct de comandă și coordonare a acțiunilor de protecție și intervenție. La exercițiul din comuna Ionești au participat și echipaje de poliție și jandarmerie. Exercițiul de astăzi a avut drept scop testarea principalelor elemente ale procedurilor de urgență, precum și evaluarea capacității de intervenție a pompierilor și personalului angajat la parcul de rezervoare.
în contextul manifestărilor dedicate anului comemorativ Iustinian Patriarhul și al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Arhiepiscopia Râmnicului a organizat Simpozionul Național. Patriarhul Iustinian Marina, mărturisitor al dreptei credințe și apărător al Bisericii Strămoșești. Cuvântul de binecuvântare a fost rostit de către înalt preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Cuvântul pregătit pentru simpozionul din ziua aceasta se intitulează Iustinian Marina, Patriarhul Providențial al Bisericii noastre. Așa cum se știe, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit să comemorăm pe parcursul acestui întreg an personalitatea vrednicului de pomenire Patriarh Iustinian, apărătorul Ortodoxiei, vremuri de grea cumpănă și, de asemenea, și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, evidențiind moștenirea misionară a acestui patriarh cu viață sfântă la împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, Patriarhul Iustinian Marina, personalitate vâlceană marcantă pentru Biserica Ortodoxă Română, s-a născut în anul 1901 în localitatea Suiești, în județul Vâlcea, și a absolvit seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicul Vâlcea și Facultatea de Teologie din București. Personalitatea Patriarhului Iustinian a fost omagiată în cadrul evenimentului organizat miercuri 22 martie la sala Iosif Episcopul a Centrului Cultural Sfântul Ierarh Calinic, de către personalități din mediul academic, profesor de teologie și istorie din țară, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, precum și doctorul George Stan, medicul personal al Patriarhului. Patriarhul Iustinian a avut ghinionul, hai să spunem așa, să păstorească Biserica Ortodoxă Română într-una din cele mai teribile perioade ale existenței sale. Într-un moment în care se încerca distrugerea Bisericii din motive politice, ideologice și așa mai departe. Patriarhul Iustinian, deși a condus într-o perioadă în care ideologia era anticreștină, anti-ecleziastică și așa mai departe, a reușit una din cele mai extraordinare performanțe din istoria creștinistă să mențină vie, activă, Biserica Ortodoxă Română. Slujbele se făceau, liturghiile se țineau, tainele se săvârșeau, predicele erau ținute, mănăstirile așa, cu personal redus au funcționat. A fost activ și așa cum s-a spus, puțini oameni nu erau botezați și nu erau înmormântați cu slujba religioasă. Cei care îl culesc, cei care l-au numit Patriarhul Roșu, cei care și acum ar mai critică, nu mai cert cu ei, nu și-au dat seama de enormul sacrificiu moral pe care, și în fața istoriei pe care l-a făcut. Pentru că știa că va fi condamnat pe Uniune. Grație și a providenței care a permis acea legătură extraordinară între Patriarhul Iustinian și Verbele Lucrurești. Este acest sacrificiu pe care l-a făcut și care este reproșat de unii, este împotrivă titlului de glorie. De-aia am intitulat comunicarea mea Patriarhul Iustinian cel neînțeles. Eu știu că dacă vreți să demolați biserică, o puteți face. Dar țineți minte, înainte de a ajunge buldozerul la biserică, trebuie să treceți cu el peste mine și peste preoții mei din capital. Și Părintele Patriarh pot băga mâna în foc și să o scot așa cum am băgat-o. Că niciodată n-a pronunțat un cuvânt numai de dragul de a pronunța. Când spunea ceva, se ținea de cuvânt. Și ei știau lucrul ăsta. Ei n-ar fi trecut cu buldozerul, că era să scandaliza toată Europa. Dar ar fi retras buldozerul și se făceau de râs în fața Europei,
că patriarhul, preoții din București, le-a oprit lor acțiunea. Și atunci n-au mai demolat biserica și când a fost îngropat, unul din popasurile care se fac cu mortul spre groapă s-a făcut în fața acestei biserici. Avea o credință cum vă pot descrie. Poate că de-aia nici nu lăsa Dumnezeu să chinuiască mult pe pământul ăsta, era prea sfânt ca să nu-l cheme ceata sfânților mai devreme decât ar fi putut să mai întârzie către noi. În inima Părintului Patriarh Iustinian ars fără încetare candela jertfei pentru Hristos și pentru biserica pe care Dumnezeu îl chemase să o păstorească în cea mai învolburată perioadă din istoria ei. În memoria Patriarhului Iustinian, sculptorul gorjan Paul Popescu a realizat un bust din bronz, lucrare care va fi amplasată în fața Centrului Cultural Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Lansare de carte la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul, în organizarea Societății Culturale Anton Pan. Ieri după amiază, medicul Viorel Popescu și-a lansat cea de-a 11-a carte, Martor și părtaș la o epopee, data de 22 martie, nefiind aleasă întâmplător. Martor și părtaș la o epopee este o culegere de reportaje cu evenimente trăite în direct. Atunci când domnul Viorel Popescu, tânăr fiind, pe Lotru a fost martor la construirea acelei hidrocentrale unice în Europa, din câte știu eu. Astăzi este Ziua Mondială a Apei și cartea face vorbire despre o epopee care a avut în centru atenției apa. Foarte puțină lume știe, plecând de aproape către departe, ce minune a tehnicii există în județul Vâlcea. Titlul spune într-un anume fel, Martor și părtaș la o epopee. Martor și reporter și povestitor, părtaș, trup și suflet. Cuvântul epopee este cel care definește această mare lucrare a oamenilor. La manifestare a fost prezentă și profesorul dr. Mihaela Rădulescu, critic literar. Domnia sa a făcut aprecieri asupra stilului în care autorul evocă întâmplări ale celor care au contribuit la crearea unei epopee a poporului român. Nu întâmplător, domnul Viorel Popescu a ales această zi de 22 martie pentru a-și lansa cartea intitulată Martor și părtaș la o epopee. Este Ziua Mondială a Apei. Subiectul tratat în această carte face referire cu siguranță la puterea apei. Viorel Popescu își subintitulează cartea Culegere de reportaje cu evenimente trăite în direct. Și bine își alege acest subtitlu. Fiindcă tot textul în sine este un moment de reflecție al personajului martor, al personajului narator, la ceea ce s-a întâmplat în decursul a câtorva decenii. Viorel Popescu a promis că va reveni cât de curând în fața publicului vâlcean, căruia îi pregătește o surpriză.